Astăzi vom citi povestea Cei trei purceluși, morcovii și merele. Lupul cel hain vroia cu orice preț să prindă cei trei purceluși, care trăiau în casa de cărămidă. De data aceasta se gândi la un șiretnic. Bătu la ușa lor și cu glas mieros spuse: "Vă salut, vecinii mei! Are cineva chef de ronțăit morcovi roșii și dulci pe câmp?" "Într-adevăr? Unde?" întrebară purcelușii. "La gospodăria Albu. Dacă vreți, mâine vă pot conduce până acolo," răspunse lupul. "Mulțumim, va fi foarte bine așa." "Vino după noi la ora 6," se învoiră cei trei frățiori. Lupul sosi foarte punctual, dar purcelușii plecaseră fără el mult timp înainte și se și întorseseră cu traistele pline cu morcovi. Lupul, plin de ciudă, ticlui un alt șiretlic. "Am descoperit la ferma Negru un măr plin cu mere zemoase. Vreți să vi-l arăt?" "Mulțumim, bineînțeles!" se învoiră purcelușii. "Vino după noi la ora 6." De data aceasta lupul nu se mai lăsă păcălit. Deja la ora 5 se duse unde era mărul și, după cum își închipui, purcelușii erau deja în măr. "Ha, v-am prins! Acum nu mai scăpați," gândi lupul. "Ai avut dreptate, lupule! Într-adevăr, sunt foarte bune merele acestea. Uite, gustă-le și tu," răspunseră purcelușii, începând să arunce cu mere în el. Pentru a scăpa de lovituri, lupul fugea cât îl țineau picioarele. Astfel, reușiră să-l alunge. Și nici de această dată lupul nu a reușit să-i mănânce pe cei trei purceluși.